Următoarea noastră eroină își trăiește viața printre cifre, fiind contabilă de meserie, dar îi place să evadeze din lumea lor împletind. Creează de toate, însă preferă să facă șaluri tradiționale moldovenești, care își găsesc proprietare de cele mai multe ori în afara țării. Să facem cunoștință cu Svetlana Atanasiev și creațiile acesteia. Mama cândva împletea la mine și avea și e cândva un șal de ăsta, anume de Orenburg. Elicatari se împletez din puh de capre, din estian, dar dacă noi acum nu le avem acestea, e ca și eu de atunci le împletesc. Alege culorile și formele, ținând cont de preferințele și dorințele fetelor. Dar de multe ori, totul o făcut pentru crearea unei lucrări nu este atât de scurt. 3-4 zile. Eu, dacă am început un șal să-l fac, până eu nu-l termin, eu practic nu mă ocup de nimic. Dacă intri, asta e o pasiune care niciodată nu se trece. Pentru că sunt considerate elemente tradiționale, șalurile trebuie create și ele din materiale exclusiviste care nu se găsesc ușor la noi. Ața este din Norvegia, fata mea îmi trimite din Anglia, fiindcă la noi în Moldova nu e așa. Factură de ață. E mohair împreună cu ață de matase, dar matase anume japoneză, foarte subțire, foarte elastică, că pe urmă când după ce se împletesc ele, ele trebuie să le dai o formă oricare și ele trebuie să fie elastice. Fiecare creație de Svetlana este destul de apreciată, ce-i drept mai mult în afara țării. Asta va fi foarte interesant. Fetele tineri întreabă de dânsele. Măcar că ele-s venite din veacul trecut. Eu le trimit după hotare. Să vă spun așa, în Moldova s-au vândut numai 3 șaluri. Ca atare, geografia șalurilor mire e foarte diversă. E Franța, e Anglia, e America. În Rusia trimit foarte multe. În Ucraina. Cum luați clientele? Cum, de unde știu? Rețele de socializare, Instagram-ul, Facebook-ul, iară, radio-ul babilor, Sveta împletește, ia ca așa. Munca enormă, materia primă scumpă și importată formează prețul unui șal. Pentru unii e mult, pentru alții puțin, însă pentru Svetlana este de ajuns. De la 1200 până la 1300 depinde de mărimile șalului. Fixa este prețuri, poate ceva mai scump este după hotare. Acolo de-am merge în euro. Știți, da, ne ajunge, dar este și altceva. Este pasiunea și dragostea de-am plăti. Iar aici nu mai poți adăuga decât un singur lucru. Din dragoste și dedicație se nasc lucruri uimitoare. Iar Svetlana Atanasiev este cea care ne-o demonstrează din nou.